Oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod cu renovări cu C și P, cu domnul Puf și domnul Colpir. Așa, bate vântul la Puf. Facture! Facture, bun. Oameni buni, zi. Avem și noi o casă modernă, pot să zic. Poate vrea să fie modernă, dar nu știu cât de modernă e acum. Is this a challenge? A cui? I accepted. Cu siguranță este un challenge, dar a cui este mapa, dacă poți să ne zici? Mapa este a lui Pingu. Pingu, ok. Și a vrut să ne spună că îi place ceea ce facem și mult succes nouă. Și nu s-a și un canal de YouTube pe care cred că o să-l lași în descriere. Îl las eu în descriere, desigur, desigur. Instagram, ceva, nu? Știi? Da, nu da, are da. Nume de la prestabilit. Am înțeles. Suntem pe 1.14, am dat upgrade, mapa era de 1.13. Am zis să-i dăm upgrade, să folosim și noile blocuri, dacă ne vine vreo idee, ceva. De ce nu? Și cred că trebuie să schimbăm forma, acoperișul, puțin blocurile. Avem ceva de muncă la această casă, oameni buni. Da, cu niște quartz, cu smooth lemn quartz. Negru. În sfârșit. Da. În sfârșit. Ăsta care n-are linii. Vedeți linia asta? Ăsta n-are linii. Altă viață. Asta e pentru cei care iubesc detaliile. Bun, deci cred că o să folosim și ăsta, n-ar fi rău. Ar fi interesant. Și, bineînțeles, ne vedem mai încolo când facem puțin progres. Bă, ce peluză frumoasă avem noi aici, cu texturi, cu de toate, mamă. Mai că te-ai tăvălit prin ea. Tu, cred că de-abia ai tuns-o tu, nu? Da, e proaspăt. Oameni buni, casa într-adevăr este puțin diferită față de cum ați văzut-o. A venit domnul Puf cu o idee... A venit domnul Puf cu o idee foarte bună să avem... Știți că de obicei la casele moderne au acoperișul drept sau în stilul acesta și a venit el cu ideea asta și îmi place super tare cum arată, lipit de pământ pe partea asta și aici iarăși lipit de pământ și oarecum se conectează, nu? Da. Se conectează și arată super bine. Pereții trebuie să fie cât mai simpli, zic eu. Și aici avem paleta noastră de culori, dark oak și concret grey și white și, bineînțeles, acoperișul care este făcut din quartz. Și în rest, nu știu ce detalii mai putem să adăugăm prin exterior, așa cât de cât, zic eu. Ce? Mai ai ceva de adăugat, domnule Puf? Bă, mare lucru, nu prea. Așa, mare. Și multe geamuri, fraților. Deci, dacă vreți să faceți o casă modernă, trebuie să aveți multe geamuri și singurele detalii ar trebui să fie din pereți cu formele astea cât mai abstracte. La casele moderne vă interesează să luați forme geometrice și să le puneți într-un, să le combinați într-un mod cât mai abstract, ca să zicem așa. Adică dacă stăm să ne uităm aici, am putea să zicem că avem două triunghiuri mari care se îmbină. Mărminul ăsta de aici, micuțul, unde o să fie intrarea, plus ăsta al mare unde o să fie casa și după aceea o să avem pătrate și dreptunghiuri și alte chestii de genul care o să formeze geamurile și restul casei. Da, și după cum vedeți aici în față putem să facem o intrare ca lumea, prin spate se poate face o piscină destul de faină. Deci, na, trebuie să o dai cât mai realistic când faci construcții de genul acesta, zic eu. Ideea să te gândești la case reale. Mă rog, bun, hai că construim pereții și facem toate astea și revenim cu voi după. Apare update-ul cu casa terminată, știi? Hei, oameni buni, am terminat tot! Hei! Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la casa noastră, șmecheră! Oameni buni, chiar am făcut ceva progres, ne-a luat valul, am vorbit de problemele vieții și am început să construim ca nebunii. Și avem aici un gard destul de interesant. Și cred că vrei să faci o poartă acum, presupun, nu? Ceva de genul. Așa, și bineînțeles am... Vedeți voi că e mult progres, dar de fapt n-am făcut cine știe ce așa multe chestii. Mai mult am pus... Noi.
Am pus asta, cum se cheamă, peluza asta, am făcut-o așa șmecheră și frumoasă, cu toate că s-ar putea să vedeți voi pe videoclip puțin cam prea nasol, culoarea asta o să o vedeți prea ieșită în evidență. Cred că pentru că eu am și contrastul pus pe OBS, știi? Mă gândesc că... Contrastul pe OBS. Bă, na, nu știu, vreau să fie ceva mai unic așa. Să punem gardeala? Desigur, desigur, punem. Arată mișto și cu... Arată mișto și cu ăla, da? Mă rog. It's interesting. Este un... un gard destul de interesant, modern, ca de obicei. Avem și o piscină în spate. Pe lângă casă avem coș dirt și frunzulițe de genul acesta. Și prinăuntru n-am făcut nimic special. Am mai adăugat geamurile. Și aici am încercat să facem un balcon și să punem o... Cum se cheamă asta, bă? Că nu mă știu. Balustradă? Balustradă, da. Așa. Intrarea... Ce? Tot zicea lumea că noi suntem ca și visul la cheie. Nici vorbă. Noi facem totul. Noi... Dărâmăm că... tot, refacem tot. Vi se pare vouă că casa aia seamănă cu casa asta? Să fim serioși, oameni buni. Vi se pare că a renovat-o? Nici vorbă. N-am renovat-o, am construit. Noi, de fapt, am început seria asta ca să facem alte case, nu să vă renovăm casele. Să facem noi alte case. Pur și simplu, aveam chef să facem case. Atât tot. Bun, deci rămâne cu fierul ăsta? Eu zic că da, arată mult mai bine, părerea mea. Ok, și o să facem și interiorul, oameni buni. Nu știu dacă arată așa de bine chestia asta, conturul de la piscină. Mie nu știu dacă îmi place la nebunie. Am încercat să folosesc blocul ăsta nou. Dacă tot suntem în 1.14, azi poate îl schimbă puf, nu se știe. Oare? Prin interior nu știu dacă o să facem foarte, foarte multe chestii. Casa este foarte mare, dar în interior arată foarte, foarte îngust și mic. Interiorul e mai mică. Interiorul e mai mică, da. Probabil din cauza acoperișului pare așa de mare. 100%. Bun. Hai că cred că revenim cu produsul final și să ziceți câți bani ați dat pe casa asta până acum. Stai așa să-ți fac lumina aici, asta nu un picut. Făm lumină că nu văd în chior. Am scos contrastul. Bă, deci superb. LED. Hai lumină, o colpir. Calitate. Dar ăsta e liftul? Ăsta e liftul, domnul. Puf. Ăla e liftul, domnul colpir. Pe acolo coborâm? Acolo și urcăm. Pe aici urcăm și pe aici coborăm. Calitate de 100%. Number one. Oameni buni, dacă vreți, puteți să vă instalați și voi mapa. Am revenit pe filmez, ca să știi și tu. Bun. Și avem aici... Nu prea mai făcut interiorul pentru că ne-am chinuit foarte mult la peluza asta. Exteriorul arată superb, aș zice eu. Mai ales copăcei ăștia frumoși. Avem o pina colada aici, nu? Au, ce frumos. Tuții. Voiam să facem și grătar, dar o să-l lăsăm pe... Cum îl cheamă? Bă, ce... Pingu, o vibra telefonul. Ai de viața mea. Da, Pingu. Ai o zonă foarte tropicală pe aici, ce pot să zic. O mai făcut aici nenea Puf un mic balconaș. Ca să vedem piscina frumos și prinăuntru piscinei au băgat corali de ăștia albaștri. Arată mai frumos așa. Arată ce-i drept frumos. Avem aici o chestie de asta să ne aruncăm în piscină în cap direct. Hai, acum, copii! Mai ales. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut diving-ul meu? Ți-a plăcut? Ia fii atent. Ce tare. Acum că poți să înnoți, face... Splash, vedete la apă, ce-mi plăcea emisiunea. Cum mă simt acum? Îs câțiva din ăștia pe YouTube care fac tot felul de chestii din astea prin tot felul de case din bambus și din chestii din pădurea tropicală și își fac și piscinele astea în pământ și așa mai departe. Exact așa fac și vin, pac, sar, pleos, da. Ca în cinematicurile alea. Dar oricum, casa are o formă foarte șmecheră, zic eu, și sper că vă place și vouă. Tot ce mai trebuie în interiorul, dragii mei. Da, interiorul, dacă vreți, puteți să faceți voi și ne trimiteți poze pe Discord, ca de obicei. Yes, yes. Ne-a trimis cineva până acum, întrebare așa, de baraj. Uite, chiar o să mă duc să mă uit. Ah, bine. Aici ai mânerul de la ușă.
Arată da. Ok. Prin interior nu aveți prea mult spațiu, dar cu siguranță puteți să scoateți lanternurile astea, pentru că astea sunt făcute acum doar ca să vedeți cum este înăuntru. Și dacă vrei într-adevăr să cobori, nu o să cobori pe aici, cum a arătat domnul Puff. Sau poate o să cobor pe aici, nu știu. Poți să cobori pe scările de pe balcon. Cred că sunt ok astea. Tu ce faci acolo? Cauți pe Discord? Yeah. Dar nu văd nicio... Aveai tu aici... Ah, construcția, abonați, gata, am găsit. Așa, e bine. E bine, uite, domnule cineva Puff. A făcut o casă ca așa noastră. Serios? Cred că e o casă... Seamănă cu casa lui Ioniță pe care a făcut-o. E o poză? Ehe. A, bine, atunci o să o pun pe, o să o pun pe ecran, dacă mi-amintesc, dacă o, mi-amintesc. A făcut-o pe telefon. Seamănă un pic cu casa lui Ionită, numai că eu făcut și un horn. A, eu mă gândeam că ia casa noastră și o modifică, asta ziceam noi. A, da, și am scos contrastul, cred că am zis asta și pe la început. Și acum ceva de genul se vede, dar, na. Dacă vreți, puteți să schimbați cu concretul beton-beton, știi? Că arată bine și cu ăla. Dar am zis că asta adaugă și textură și asta e faza. Bun, domnule Puff, vină cu aceea aici să stăm la, la șezlongul nostru și să ne luăm la revedere de la oamenii noștri. Și nu uitați, oameni buni, că și Puff postează astăzi încă un episod cu... Bă, câine, tăi gândul. Așa. Bate câine. Nu știu dacă l-ați auzit, dar nu a fost drăguț din partea mea. Da, și domnul Puff postează încă un episod cu încă o casă, o modificăm, facem figuri șmechere și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Like, subscribe la amândoi.